Bun găsit la un nou episod Betetox, podcastul băncii Transilvania, la microfon Andy Moisescu. Ca să-mi citez invitatul de azi, în episodul de față ar cam fi vorba despre o meserie la care nu ai un program fix, una în care îți lași sufletul și mintea, și care te macină încet. Zic ar cam fi pentru că e vorba de jurnalism, și nu sunt sigur ce a mai rămas din el, din jurnalism azi. Cât despre invitat numai de bine. Este fondator Republica, are peste 17 ani de experiență în televiziune, radio, presă scrisă și online. A fost director editorial al MediaFax Group, realizator al emisiunii după 20 de ani la ProTV, redactor șef la Gândul, șef al Departamentului de Politică Internă al ProTV și jurnalist la Radio France International București. În prezent este jurnalist DG24. Am fost colegi, am rămas prieteni. Bine te-am regăsit, Claudiu Pândaru. Mă bucur să te reîntâlnesc, Andy. Uh, da, uite, o... vezi că mie îmi place să rămână acei 17 ani. Am făcut deja 22 de ani. Păi de parte. capul meu, dar la... pentru că asta am văzut-o chiar pe site-ul Republica. Așa. Și am, nu -am, vreau -am, să actualizez. Da? Vrei să rămână 17 mă ani și restul zile. Mă, mă lovesc de, de, durata aia, de ani, aia, dar nu vreau să schimb. Adică chiar... E, e pragul ăsta psihologic al majoratului în, în meserie? Da, în momentul în care îți spune copilul uh, sintagma bătrân alert, pe terenul de basket, știi că lucrurile uh, o iau la vale. E foarte drăguț că a pus să mai joci cu copilul basket. Ăsta e un lucru bun. Apuc trei să-ți faci timp uh... e, e cazul ideal, asta sigur. Am citit ceva frumos, uh, un interviu recent, păca, nu știu cât e de recent interviu, dar recent l-am citit eu, în care spuneai că nu ți-ai propus niciodată să te faci ceva, și mai degrabă să faci ceva. Da. Și uite, mai mărturisesc ceva faptul așa. că să fiu de partea cealaltă a microfonului, adică cel care răspunde, mi se pare cea mai dificilă cea mai dificilă postură. Eu te înțeleg perfect, să știi. Mi se întâmplă și mie rar să fiu de partea cealaltă a microfonului de care ești tu acum. Și într adevăr anii ăștia care au lăsat julituri pe peste noi așa, să zic, peste timp ne-a obișnuit mai degrabă de partea în care noi întrebăm și alții răspunsul. Exact, noi suntem curioși exact, și alții exact, încearcă așa, să ne satisfacă exact așa. curiozitățile. Da, da. Eu îți propun să avem astăzi un dialog, o discuție așa prietenească și nici de cum un interviu în care eu am pregătit întrebări și tu încerci să găsești răspunsuri, pentru că eu n-am fost niciodată un jurnalist. Trebuie să fac această mărturisire. Și nici nu am simțit nevoia să încerc să-mi închipui că aș putea să fiu într-o zi, pentru că mi se pare o meserie respectabilă, pentru care trebuie să ai o chemare și chiar trebuie să îți facă plăcere să faci lucrul ăsta. Eu sunt infinit mai atras de entertainment și lucrul ăsta să simte, motiv pentru care întotdeauna când s-a spus despre mine că aș fi un jurnalist, am atras cu tot respectul atenția că o iau capă un compliment, dar nu sunt. Dar să știi că, uite, și jurnalismul e o sintagmă care pare a fi rezervată doar unora. Da. În esență, însă, nu e chiar așa. Sunt câteva linii din astea pe care și la tine le regăsesc. E o chestiune, în primul rând, tot ce faci, ce întrebi, cum te porți, fie că faci entertainment, fie că faci, nu știu, jurnalism quality, mm -hmm. să definim sintagma, este greu. Bunul simți, în esență. Sigur. Ca în ce meserie. Limitele să ți le cunoști și să le cunoști, dar bunul simți. Există și jurnalism, să, mă rog, există entertainment de proastă calitate. Granița aia dintre a îl face pe cel ce se uită, ascultă, citește, să se simtă bine. Da. să se simtă uh, smuls din ce făcea gândurile lui și să-l aduce acolo uh -huh. cu bun simț și dacă treci linia, dacă treci granița să ajungă să nu mai râdă împreună cu tine ci să râdă de tine da, da, da. mai muțăreală știi? Știu ce zici, da, da, da Într-adevăr și pentru mine bunul simț ăsta reprezintă un, rap, un reper foarte important în viață de altfel, mi se pare că e singurul pe care pot să pun mâna să-l ating, așa să spun că da. E o graniță pe care o văd. În rest, totul e relativ. Și asta cu quality-ul e o putem. Iată. Și atunci, la fel, bunul, definim noi cumva. Bunul simț și în meseria asta de jurnalist, gazetar, ziarist, cum vrei să o numești. Este esențial. Pentru că altfel, emitenți de mesaje putem să fim cu toții. Păi chiar sunt. Uh, îți spui, dai drumul la telefon și, nu știu, judeci. Eu cred dai că noi sentințe. toți suntem niște emitenți de mesaje, indiferent că noi conștientizăm asta sau nu conștientizăm. Cum fiecare dintre noi suntem și branduri personale, indiferent dacă știm sau nu știm despre ce e vorba Unii în și mai în serios și au senzația că în momentul în care le este atât de ușor să emită mesaje, pot să emită și Anchete jurnalistice, analize <laughs> și așa mai departe. Dar, în primul rând, cred că noi, jurnaliștii, suntem cei care suntem obligați să nu ne luăm atât de în serios să fim mai firești, mai blânz, mai natural, mai umani până la urmă. Ce te-a determinat să te îndrepti către jurnalism atunci când ai luat decizia asta? Uite să știi că nu mi-aduc exact aminte momentul în care, dar pur și simplu... În ce an se întâmplă asta? Când s-a petrecut de clicul ăsta? 23 de ani în urmă. 23 deci după Revoluție. În urmă. Da, după Revoluție. Nu, sunt chiar... Adică trecuse bine Revoluția. Trecuse bine Revoluția. Ne obișnuiserăm cu ideea că ne putem exprima liber. Nu obișnuisem cu ideea asta de altfel eu fac parte din generația care a stat desigur cu un picior în comunism și cu unul în acel început de capitalism sălbatic, dar mai mult în mm -hmm. capitalism. La revoluție eram destul de mic, deși eram na, conștient de mine și de ce este, și de ce este în jur mi-aduc aminte bunică -miu. spre exemplu, am descoperit la mult timp după Revoluție, când mă a făcuse mai mare, Așa. fusese fruntași țărănist pe undeva prin județul Prahova Aha. și în curtea noastră din comuna Albești, paleologul se aduna toată fruntea satului, toată fruntea comunei la sfat cu bunică mi. Iar eu îmi căutam de joacă pe lângă ei și era un fel de poiana lui Iocan. În Aha. cazul de față, Sile, Silitoru, îi spuneau ăștia trecând prin școală mai apăsat decât restul consătenilor. La, în adunarea de scaune din din, curtea, din, curte, din da? curtea noastră, stăteau, stătea, spre exemplu, și securistul comunei. Normal. care l-a și scăpat pe bunică-miu de uh, pușcărie, adică ai, am, auzeam dialoguri din Era. astea, măi Sile, te rog eu, am raportat că te-ai cumințit, dă un în măsa că te bagă ăștia în pușcărie. Era un bun securist, cum se spune. Era o comunitate mică în care toată lumea se știa cu toată lumea. Da, mă, normal, sigur că și aici lucrurile au fost împărțite. Acum noi putem să vedem cu mai puțină înverșunare situația asta, Securistul Comunei, apropo, după Revoluție, a fost înlocuit de uh, preotul Comunei. Uh, bunica mea se ascundea de el în beci când venea să dea cu... <laughs> cu ce? Cu aghiazmă. Cu, cu, aghiasmă. cu unul, știu ce. Bunica mea al chema, îl certa pe bunica mea. Bunica mea se ascundea în beci să nu dea ochii cu nenorocitul ăla care toată ziua nu făcea decât să povestească securiștilor ce se spovedește lumea pe la... Da, am trăit o, o... Cum să zic? Avem o istorie extrem de amestecată și complicată, pe care încercăm... Din care sper că încercăm să învățăm câte ceva fiecare. Mă gândesc că poate atunci te-ai și curentatul cu povestea asta cu jurnalismul. Dai seama. Uh, da. Cred că e o Chestiunea ce ține de curiozitate, să asculti, să auzi poveștile altora, să fii în stare să le ordonezi apoi în într-un șir de gânduri și să tragi niște concluzii. N-ai dat... ajuns întâmplător la jurnalist, dar te-ai și pregătit cu, cu școala în sensul ăsta. Păi am dat la facultatea de, facultate de jurnalism și am ales o facultate privată de uh -huh. jurnalism. În acea perioadă era o facultate care îți permitea să și lucrezi. Uh -huh. Gândul meu era să nu fac prea mulți purici prin, prin școală, doar prin școală, da, ci da, să da, da. și lucrez în același timp și am ales SSJ-ul, era Școala Superioară de Jurnalistică, da, cam da, da. cel mai bine cotată în perioada aia. Uh -huh. Andreea, colega noastră, uh -huh. a fost la SSJ și mulți alți jurnaliști care chiar lucrează sau sigur încă sigur. lucrează în, în, în presă în momentul ăsta. Între timp și, și facultatea de jurnalism de stat a mai evoluat, mai ales în ultimii ani când au ajuns pe acolo niște tineri care conduc destinul acestei facultăți și promite să se schimbe în bine. În momentul respectiv, însă, facultatea de jurnalism era o închisoare da. care îți preda piramida inversată și cam atât, care nu te lăsa să te duci și să practici jurnalismul undeva într-o redacție a unei televiziuni, al unui ziar, al unui radio, și nu îmi plăcea lucrul ăsta, nu, nu, nu m-am simțit bine. Știam deja că, din, din păcate, școala de jurnalism din România, nu, nu, acolo nu se... Revoluția a trecuse pe lângă, știi? Da, 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 băi, da. chiar trecuse pe nimic. puțin, da, da, așa este, da. Asta și pentru că noi avem un talent din ăsta la început, când vine vorba de orice meserie, nu știu cum în loc să vine un copil atras de câte o meserie, ajunge la școală și tu nu faci decât să-l îndepărtezi de ea, știi? E da. absolut ciudat. Am pățit-o și eu cu pianul. Am avut o pasiune, am vrut să cânt la pian, să învăț să cânt la pian la un moment dat și m-am dus la un curs din ăsta unde atât de multă teorie... Și eu voiam să mă apropii de pian, chiar voiam să-l ating. Și mi nu, nu, no, no, nu se poate, întâi teorie. Bă, vreo trei săptămâni, zi de zi, numai teorie, teorie, teorie. După trei săptămâni am cedat. Și de fiecare dată când voiam să mă apropii de pian, îmi zicea, nu, no, nu, no, încă nu, n-ai voie. E, dacă n-am voie, atunci ce să zic? Hai că mă apuc de matematică. Glumez, nu, la mine și eu m-am dus către matematică, chitit, așa cum te-ai dus tu către jurnalism. Până la urmă, eu fiind o generație puțin mai din urmă la noi s-a mai întâmplat acum tu știi foarte bine sunt nu puține cazurile în care sunt jurnaliști chiar foarte buni dar care n-au terminat facultate de specialitate Așa este, dar în general Dar sunt jurnaliști, simt, înțeleg meseria asta în întreaga lume, nu facultatea de jurnalism este predominantă care el, da, ca studii, da, da, da. În background backgroundul jurnaliștilor. Ba din potrivă, am constatat că aceste specializări mai degrabă matematică, fizică, chestiuni uh -huh. care îți organizează gândirea, da, care te fac să sintetizezi extrem de bine, să ai o, o judecată lucidă și așezată, o metodă uh -huh. atunci când analizezi ceva. Astea sunt uh, mai des întâlnite în, în uh, fișa, în CV-ul jurnaliștilor, nu doar în România. Nu doar în România. Deci nu, nu în suntem România. noi un caz special. Nu. nu. Nu ți se pare însă că jurnalismul este într-o situație din ce în ce mai dificilă, datorită evoluției? Sigur, e un cervicios vicios aici. Mm. Chiar este un cer vicios. Jurnalismul, în primul rând, trebuie să înțeleagă oricine se uită la noi, este un business. E și un serviciu public, dar este și un business. Jurnalismul nu. și funcționează ca un business. Companiile astea care uh, țin redacții de jurnaliști, televiziuni, radiouri, sunt niște businessuri, niște sa uri niște SRL-uri. Au niște cheltuieli și trebuie să aibă și niște venituri. Indicat este ca veniturile să fie mai mari decât cheltuielile. Sigur. Ca să existe uh, pentru ownership. măcar uh, speranță. Să existe mai mult decât speranță. Este un business. În momentul sau în, moment, în, în absența uh, acelei marge de câștig, ei acolo uh, încep să apară problemele. Pentru că, și iarăși, să știți că nu e doar în România situația asta. Cred. De, mult, de către mulți owner-i e văzut businessul ul asta de televiziune mai degrabă ca altceva decât ca un business din care să câștigi și atât. Și de aici se nasc, se nasc niște moștri. E, mai e vorba de managementul acestui business există doi mari, haideți să-i spunem, inamice ai monetizării inamice ai monetizării publishing tradițional. Fie Așa. că este vorba de despre televiziune. Facebook și Google, care nu joacă după aceleași reguli pe care le practică restul pieței și care au distorsionat extrem de mult această piață. Au distorsionat enorm de mult această piață. Sigur, e limpede că pentru fiecare dintre noi cele două cei doi giganți în tehnologie ne aduc aparent desigur și beneficii. Există însă și businessuri precum jurnalismul care sunt afectate enorm de, de de restrângerea de restrângerea posibilităților de monetizare și de faptul că acești doi giganți Uh, au intrat pe o piață fără să joace după regulile pieței respective, inventând cu totul alte reguli. Dar nu suntem aici să ne plângem. Sigur suntem, sigur. suntem de. Nu fapt... mă gândeam doar la soarta jurnalismului așa în general. Soarta jurnalismului va fi mai bună în momentul în care uh, jurnaliștii, uh, ownerii de, 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 de business-uri, în publishing vor înțelege așa. cum pot să facă exact ce a făcut Google și Facebook și anume să reinventeze această piață. Să ia parteneri pe cei care îi citesc, urmăresc, se uită, să îi facă să înțeleagă care este valoarea adăugată, care e diferența dintre o știre sau o analiză și o postare pe o rețea. Uh -huh. Sau un uh, rezultat al unei căutări pe o altă uh, platformă. În momentul în care noi, jurnaliștii, și mă refer la toți implicați în, în industria asta, vom reuși să-i facem pe cei de acasă să înțeleagă pe cei de acasă sau de pe drum, din mașină, uh -huh. <laughs> să înțeleagă lucrul ăsta, e bine, atunci e, va fi mai bine pentru jurnalism, dar va fi mai bine și pentru public. Va fi mult mai bine pentru public. O să treacă timp ai nevoie de mult efort și nu vor putea face toți. Fără discuție. Și nu e deloc ușor, pentru că în timpul ăsta peste tot e plin de tentații, ca să zic așa, în jur. Și nu știu de ce am impresia că oamenii poate prin și învăltoarea asta în viața din ce în ce mai agitată, din fiecare zi, că nu mai au timp de nimic. Pentru că, într-adevăr, și Facebook-ul și toate celelalte să zic așa, invenții care țin de viața noastră socială au acest dar de a ne fi ocupat complet viața. Adică nu mai avem de multe ori nu mai ai timp nici pentru muncă, pentru că tu încă mai ai de răspuns pe la niște de intrat în niște polemici pe pe cât o platformă din asta socială. Și mă întreb în momentul ăsta câtă lume mai consumă știri, informație pură, analize și câtă lume preferă să se uh, agite în tot felul de să se agațe în tot felul de dezbateri care n-au legătură cu jurnalismul, în tot felul de polemici care n-au legătură cu jurnalismul și așa mai departe. Că e vorba de un raport până la urmă. Câtă lume se mai uită la un buletin de știri, câtă lume ești mai ia știrile de la știri, ca să zic așa, câtă lume mai ia știrile de pe un site de știri, câtă lume mai ia știrile sau mai citești o analiză pe un site serios în care sunt jurnaliști. Și nu se reduce totul la cea mai zisă la pe Facebook, cea mai râsă la TikTok, cea mai primit eu pe WhatsApp. Și da, așa mai dai decât. seama că aceeași dezbatere era valabilă și în momentul în care a apărut televiziunea. Pentru că da. atunci aveai ziare, presă scrisă, aveai radio, se da. aduna familia în jurul radioului și deodată apare televiziunea. Și cei din media tradițională atunci, da. radio și presă scrisă, se da. întrebau păi bă, da, câți ori să bă, mai asculte asta. radio, adică presă da. adevărată, sau ori să citească ziarele... Păi, realitatea e că s-a produs o migrație atunci. Sigur. Dinspre zona tradițională și către zona nouă. Acum, la fel. Iar acum, televiziunea nu mai este o zonă nouă, este deja o zonă tradițională. Cu siguranță, peste 20 de ani, pentru că schimbările se accelerează da? exponențial, da? o să discutăm despre Facebook, TikTok, YouTube. Amenințate de ceva nou. Amenințate de ceva nou. Da, dar vezi că jurnalismul dispare puțin câte puțin. Adică e tot mai puțin jurnalism în tot, mi se pare mie. Nici asta nu o cred. Da? cred că... E o percepție, eu încă o dată. Eu spun ce da, percep. Da. De lungul, Poate mă De-a lungul, de lungul, istoriei, cantitatea de, de, de prostie da? A rămas constantă, să știți. Asta nu, sperăm e, cu toții. E doar. Ar fi, o, ar fi cazul ideal. Da, e doar o chestiune de, de fel în care o poți observa. Acum este mai vizibilă decât altă dată. Așa este, pentru că accesul prostiei la spațiul public s-a democratizat. În rest, lucrurile nu se schimbă. Se schimbă platformele, se schimbă modalitatea de a comunica. Dar valoarea comunicării care pleacă de la chestiunea pe care o spuneam la început, bunul simț. Uh -huh. Aia rămâne. Indiferent că uh, ești uh, pe YouTube, TikTok, uh, da, mă, chiar rămâne. dacă pare. Dar se aude ești... din ce în ce mai puțin în gălăgia generalizată. Depinde de ce gălăgie generalizată Sigur, tu eți, trebuie să spui, Poți să spui eți, un filtru, să îmi spui tu aici. Sigur, îți asigur tu. Da, 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 uh, da, da, da. Și, de fapt, de ce vrei tu să atingi? Unde vrei tu să ajungi? Ține foarte mult de tine. Ține chiar foarte mult de tine. E ca și când ai merge pe o stradă extrem de aglomerată, trec foarte mulți cetățeni. Ce o să le ține? minte fețele tuturor? Nu. Nu. La fel este și călătoria prin newsfeed-ul de la Facebook sau TikTok sau. Nu trebuie să ținem minte. Păi, cred că nu prea mai vedem nimic acum. Dăm așa, derulăm în sus și în jos mai mult. A devenit așa un fel de tic nervos, mi se pare. Adică, după o zi întreagă, dacă te întreabă cineva cu ce ai rămas de pe Facebook sau de pe, nu știu, orice altă platformă, că toate au fost cumva intimidate între timp de tot felul de baza conii, Cred că rămâi cu foarte puține lucruri. Swipe-ul este cel mai cu Cu da, de șapte Și cu ce ai rămas? În sus, mai, în jos, mine. în stânga, în dreapta. Deci cine a inventat swipe-ul ăsta? Da. Că știi că e, swipe-ul este o... Nu știu dacă știi, dar e un brevet. Așa? Da. Nu uite, nu știam. Da, Swipe-ul, de exemplu, pe tabletă e un brevet și cineva să... e o companie. Să nu zic vreo prostie, dar mi se pare că e pe la Philips înveția pe undeva. Da? Mă rog. N-aș plânge nici soarta umanității, nici a jurnalismului. Lucrurile se reglează, Ce se de? echilibrează repet peste 20 de ani da, da, da. vor avea copiii noștri această discuție. Măi, dar YouTube-ul, care era el pe vremea da, da, unde da. ne uitam noi. O aceea? să putem vedea asta acum dacă avem sau nu dreptate pentru că înregistrarea asta îți va păstra peste 20 de ani. De acum 20 de ani n-au rămas înregistrări. Și pe undeva mi îmi pare foarte rău, pentru că au fost și momente pe care eu nu le pot uita, de exemplu, dar sunt doar în memoria mea afectivă. Și, din păcate, s-au cam pierdut în arhive. Chiar mă uitam astăzi de dimineață, încercam să regăsesc niște momente de aur pe care tu le-ai avut în Parlamentul României, în calitate de reporter da. al știrilor ProTV. Nu o să poți să uit, de exemplu, când te-ai dus cu un cântar. Îți mai amintești? Ce, 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 care era miza atunci? Păi abia ajunsese și în legislația din România declarația de avere. A fost o revoluție, vă dați seama, a expusă, azi. intimitatea financiară da? și mulți, a proaspăt îmbogățiților. Și mulți erau cumva deranjați. Normal și la fel, pentru că, sigur, acum spaurile, dietele sunt uh, mult mai rafinate. Atunci, uh, în vremea respectivă, uh, restaurante cu bucătărie moleculară mai rar întâlneai, tot uh, ceafa și cartofi ceafa erau, și cureau alată ceafa și cureaua alată și imaginea acestui gastronomiei românești da? o vedei pe post de consecință Uh, sau puteai și auzi. Pârâiau scaunele cu parlamentarii noștri pe acolo, prin Mie Senat placea, și bă, Camera de și, jurnalism camera, jurnalism de, și, și camera Deputaților și ne-am gândit să facem să introducem pe lângă declarația de avere și declarația de greutate. <laughs> adică să-i cântărim la începutul mandatului și la finalul mandatului și să vedem dacă Au luat în activitatea greu... asta parlamentară. Da. Nu dăunează grav da, sănătății. Da. Uh, am avut la un moment dat și ideea de a le da un test de inteligență, dar am renunțat, am zis că va dura prea mult. <laughs> tu aveai și o figură de asta, genul nevinovată, așa erai. Te duceai da. și rugai frumos, dar... Vă rog frumos, dacă puteți să vă suiți pe dar știu că unii erau, hai domnule, lasă-mă să vă dar tu cum îi rugai așa frumos, unii erau jenați, n Dumne, ce... mi aduc aminte când am făcut chestiunea asta cu declarația de greutate că eram pe holul Senatului, da. vechiul CC, da. Ministerul de Interne, interne astăzi, acum, da? da, pe unde intră, pe unde intra geaca domnului Vela în perioada da, pandemiei, da, da, pandemie, da? da. Domnul Arafat intrau pe acolo vreo patru ani am fost într o legislatură a Senatului reporter a acreditat pe Senat acolo. Și eram pe hol la intrare. Și cântarul colegii erau cu cântarul, camera pentru declarația de greutate. Și apare doamna Rodica Stanoiu. Apare doamna Rodica Stanoiu. Era cumva ministrul al Justiției Era și ministrul al Justiției cu o haină de blană. Ceva. Ceva frumos. Și mare. Un semn al reușitei. frumos, dar și mare. Da. Și se uită din sala la cântar, așa spune, să-mi dau haina jos sau... <laughs> zic, doamne, eu știu, cum credeți dumneavoastră? Vă trage așa? Trage așa mult la cântar? Trage așa mult la cântar, da, a dat jos. Cred că tragea da, destul da. de mult la cântar. Și a mai fost un caz foarte drăguț, nu-mi nu amintesc dacă exact cu aceeași poveste sau cu alta, în care o doamnă deputat de la PD pe vremea aia, Uh, dar nu-i mai rețin numele. Cred că avea o conexiune cu o companie care asfalta. Mic uh, Nu mă refer la Mic, mă refer la o doamnă care prezenta garniturile. Așa. Și era vorba de garniturile de bijuterii. Da, da. Eu am rămas, mi-aduc aminte, mut, pentru că în mintea mea și probabil la celor mai mulți dintre cei care ne ascultă, garniturile pot fi decât pot fi cel mult are de pat. Vezi câte limitări ai și tu mai Andy? A trecut viața pe lângă tine fără să pricepi ce o garnitură. De ce am că... Dar stai puțin că și pe tine te-a surprins atunci când ți-a zis și aici ce sunt. Le trecuse în declarația de avere sau da, ceva? Da, da. Îți amintești de cine vorbesc? Nu mai știu exact, au fost atât de mulți. Era o doamnă deputat, cred. Da. Și soțul, mi se pare că deținea, sau împreună cu soțul, sau doamna, poate chiar era proprietarul unei companii care se ocupa de asfaltări. Da. Parcă da, și văd, da, acum da, avea da, un da, da. logo Gata, mob, știu, Da, noi... știu, dar nu-i mai țin minte Nicio, nu numele mai țin minte scapă. numele. Ideea este că au fost și în viața politică post-decembrist, au fost etape. În prima parte, da? când au apărut, spre exemplu, declarațiile de avere, mulți au vrut să-și treacă bijuterii, adică să arate, domne, că s-au ajuns. Era o dovadă că au reușit în viață. Iată. După care și-au dat seama că dacă arată că au reușit în viață, trebuie să-și explice cum. Cum? Și la câțiva ani distanță au început să apară, adică, o bucată importantă ca mărime dintre parlamentari, nu mai treceau nimic. Aveai senzația că oamenii, adică nu, nu înțelegeai cum, unde stau, cu ce merg, aveau ce un... mănâncă. <laughs> Erau niște oameni atât de necăjiți și aveau o viață atât de dură. Da, deci asta a fost o altă etapă. După care și-au dat seama că nici așa nu e chiar bine, că vezi, trebuie să explici dacă n-ai nimic rău? în declarația de avere cum de te plimbi pe holurile parlamentului cu o cămașă pe care ți-ai pus monogramă. Da. A fost și asta o etapă în viața parlamentară, o modă printre parlamentari. Își făceau toți, își făceau blazon. Blazon, a, da. da. Și îmi uh, și, uh, imprimau nici nu știu, nu mă pricep, aveau ei o sursă. Da, da, da. Se, monograma se, monograma pe... pe cămașe. Dar atunci da. când le faci la da. comandă, se întâmplă povestea. Dar și blazonul. Atenție. Aveau și blazon. Își făceau blazon. Domnul de... Vanghelie avea blazon. Da, asta Domnul e de înțeles, pentru că mulți dintre ei erau prima generație care aveau parchet sub picioare. Și atunci știi cum e, e cumva, e, e, o mare reușită în viață, îți dai seama, păi te-ai născut în bătătură să ajungi uh, pe holurile cu Parlamentului? niște candelabre da, de deasupra, da. Și trebuie să, trebuie cumva să mărturisești public faptul că ai făcut un pas atât de mare în viață. Asta e de înțeles, după părerea mea. Dar aia cu garniturile mi-a rămas, deci garniturile erau de fapt, ce erau? Colecții de, er, erau într-un set, da, un set complet de inel, brățară, și lănțișori Pui, de... Da, pus, le, la... le cumpere așa de desperecheate, adică mi se de pare set. total la de, napă, nu, da. nu mi-am pus problema că bijuteriile se pot vinde într-un astfel de set. Nu cred că... Atunci nu cred că se o altfel decât da, da. la set, de la un anumit nivel financiar. Super, în super. Acolo. Era o formă de jurnalism. Era o formă de jurnalism. Eram la început cu toții și... Bun să nu înțeleagă cei care se uită acum că nu mai asta făceam, dar era o formă de jurnalism era o formă de jurnalism care în acea perioadă suplinea sau încerca să înlocuiască liniștea totală lucrurile se făceau foarte ascuns da, da, da. era extrem de greu să, să ajung să investighezi un subiect în mod serios pentru că nimic nu era transparent așa este Absolut nimic. Așa este, nu? nu era transparent. Așa este. Pur și simplu, în momentul ăsta e mult mai ușor să faci o investigație jurnalistică. Sunt obligate autoritățile să-ți răspundă în 30 de zile, teoretic. Sigur. Da, 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 Atunci, puteai să te dai cu capul de ușa Așa este. instituției, că nu te băga nimeni în seamă. Așa e. Nu te băga nimeni în seamă. Și uh, m-am stat și m-am gândit pe urmă uh, că eu eram pe Senat. Colegul Alex și prietenul Alex era la reporter la Camera Deputaților, și am stat și ne-am gândit, adică eu am stat și m-am gândit de ce, de ce am apelat la acel tip de jurnalism. Pentru că, pur și simplu, probabil că acumulasem o frustrare a faptului că nu puteai și nu aveai acces la informații, încât am găsit această cale facilă de a le dezvălui o față lăcomia, da, 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 da. parvenitismul. Eu, să știi, apreciam foarte tare genul ăsta de jurnalism mm. și pentru că n-avea atât de multă încordare și pentru că avea puțin umor, nu puțin, mult umor, și de regulă, tu știi foarte bine că atunci când în orice propoziție pui și puțin umor și apare un zâmbet, pe fața emițătorului apare imediat și pe fața receptorului același zâmbet, se deschid larg ferestrele și oamenii se apropie. Indiferent de ce parte ei a baricadei Să află. Și uh, am găsit foarte iscusit uh, genul ăsta de jurnalism, cum uh, am găsit, de exemplu, foarte binevenită creativitatea în povestea asta, pentru că jurnalismul constrâns, jurnalistul constrâns, atunci, el nu avea, era, cum bine spunea, era aproape imposibil să-ți practici meserie devenea foarte creativ. Da, așa este. Așa este și a, a fost acea etapă chiar și în evoluția noastră ca jurnaliști. Erau și atunci uh, oameni care făceau investigații serioase, investigații, serioase investigații jurnalistice. Au fost în acei ani Sigur. investigații jurnalistice cât se poate de, de, de serioase, argumentate, care au avut niște consecințe. Erau însă mult mai dificil de făcut. Și uh, mai e ceva. Într-o redacție mică, uh -huh. deși nu pare, dar o redacție mică de televiziune, da. în care, la ora 19 la pro TV, erau, era jurnal de știri. Da. Trebuia să le aduci celor de acasă informații sau tipul ăsta de mini reportaje. Era mai greu să îți permiți să stai luni de zile. Și Așa să investime. Să investigheze un, să să un subiect. Ceea ce însă, pentru că uite, vorbim despre evoluție, ceea ce însă s-a întâmplat uh, s-a întâmplat sunt colegii de la România te iubesc care fac lucrul ăsta. Uh -huh. Sunt uh, la Digi colegi de la care fac campania statul la stat, uh -huh. care iarăși fac lucrul uh -huh. ăsta. Deci e o chestiune de evoluție. Uh -huh. Atunci însă era altul cadrul general așa este, și mediul așa înconjurător. Așa este, da, da. Așa este, da. <laughs> Oricum frumoase vremuri, dacă stăm să ne aducem aminte. Asta făcea ca și jurnalismul să fie foarte apetisant. lumea era fascinată, copiii își doreau să devină jurnaliști. Da. Mi-aduc aminte e, în perioada. Așa Sunt e. curios, astăzi mai mai e valabilă povestea asta? Simți că tinerii, absolvenții de liceu își mai îndreaptă pașii către facultățile de jurnalism din dorința de a deveni jurnaliști? Nu știu, nu cred. Nu cred că mai uh, atrage atât de mult această meserie. Vor să devină uh, creator de conținut pe uh -huh. YouTube, da? da? Vor să devină programatori, uh -huh. da? Vor să, vor, să, uh, vor să facă chestiuni uh, care li se pare că da. le aduce un succes rapid. Succes, notorietate, rapid. Pentru că asta, asta înțeleg ei din acest mecanism. Văd tineri care au putut să reușească într-un timp foarte scurt și extrem de rapid. Ce nu știu ei este însă că și acei tineri pe care îi văd și au senzația că. că și sunt, au succes, au notorietate, au uh, oameni care îi urmăresc. Sunt doar câțiva din totalul celor care au încercat. Sigur. Și procentul e foarte mic. În jurul lor sunt multe eșecuri. Sigur. Sunt mulți alții care au încercat la fel să, să meargă pe aceeași cale, dar s-au lovit de un zid. În esență, nimic nu e ușor. Uh, e o chestiune de conjunctură, de moment în care te afli, de fel în care tu ești construit. Mm -hmm. Sigur. Succesul nu este un dat pentru fiecare dintre noi. Cred că cel mai bine e să învățăm din eșecuri și să nu căutăm calea rapidă. Nu există o cale rapidă. Există o cale... Pentru că, de multe ori, calea rapidă este extrem de ușor reversibilă. Există doar o acumulare de, de chestiuni pe care le înveți în viață și care, la un moment dat, uh -huh. te duc într-un punct în care s-ar putea ca alții să nu aibă senzația că ai succes. Dar tu ești împăcat cu tine. De fapt, cred că asta ar trebui să-și să înțeleagă orice tânăr în momentul ăsta – Asta n-am înțeles-o nici eu, decât greu, trecând prin multe lucruri: că succesul, succesul personal, e momentul ăla pe care îl atingi atunci când ești împăcat cu tine. Cu tine, de fapt. Pe aici te-ai dus atunci când a spus la cale Republica? Da. Căutai împăcarea cu tine? Acumulasem suficient de multă experiență după atâția ani și în online, și în televiziune, și în presă scrisă. Acumulasem suficient de multă experiență încât să știu că putem să construim, construim ceva de la zero. Ori platforma asta este construită de la zero, și din punct de vedere tehnologic, și din punct de vedere al conceptului editorial ne-am uitat pe piața internațională am, uh, și am încercat să distilăm ceva ce ar putea să ocupe un spațiu uh, al, uh, al, său în, 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 piață. Cine a venit cu scânteia? Cine a avut ideea, să zic așa? Cum, cum v-ați adunat? Că sunteți... Eu. Da? da? De la tine a plecat. da. da. Eu, desigur, discutam cu Alex Livadaru, cu Florin, cu, cu domnul Popescu, Ave, aveam discuțiile astea și da? la un moment dat le-am spus, măi, haide! Hai să facem asta! Hai să facem asta. Ce v-ați propus exact? Care era miza? Că bănuiesc că se putea descrie într-o singură propoziție. O platformă editorială în care să nu scrie doar jurnaliști, să scrie oameni care au ceva de spus și au competența să o facă. Frumos. Pentru că Așa cum spuneam, nu trebuie să faci o facultate de jurnalism ca să fii jurnalist. Nu, nici nu uh, au pretenția acei oameni care scriu în Republica că sunt jurnaliști, dar sunt, sunt specialiști în, 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 în ceva, în ceva. Să fiecare la ceva. în domeniul său. Sau încearcă să-și depășească niște granițe. Uh -huh. Și o fac cum? Cu bun simț. Da. Deci ai căutat și tu aceleași două valori, să se și priceapă, și să aibă și bun simț, să fie onest. Da, și să fie relevant pentru e, uh, să fie relevant ceea ce ceea ce scriu, ceea ce scriem pentru uh, serii, felii de de, de cititori, nu fiecare se nu fiecare se se regăsește în orice text uh, scris acolo. Dar uh, principiul de bază Așa? este că acolo e un spațiu și al dezbaterii și un loc în care se strâng oameni din domenii total diferite care au unghiuri de vedere și abordări total total diferite unii față de alții, dar și față de felul tradițional în care, în care analizezi sau te uiți la, la un anumit eveniment, la o anumită situație. Aici mi se pare că noi românii mai avem destul de mult de învățat în teritoriul ăsta al dezbaterii că nu știu de ce îl privim așa ca pe o luptă. Adică eu am impresia că dacă tu ai altă opinie decât a mea, automat îmi vrei rău. Cumva, adică suntem într-un într meci în care opinia mea trebuie să învingă. Poate că uneori se dovedește că eu câștig mai mult dacă îmi schimb opinia, a ta fiind mai apropiată de adevăr decât a mea. Dar eu nu plec de la premiza asta. Știi? Sau chiar că argumentele pe care tu îți bazezi opinia ta opusă față de a mea se întăresc în urma discuției. Tu găsești și îți adaugi în construcția poziției da. tale, da. îți adaugi niște argumente pe care nu le aveai înainte de această discuție. Dezbaterea e sănătoasă. Și Dezbaterea eu cred este la fel. extrem de sănătoasă. Nu avem noi, ca națiune, acest. Acest exercițiu. Dar nici juc... nu cred că am fost încurajați. În școală nu ne da, le... încurajați. Da, nu. Ne nu... Cum să-ți contrazici profesorul? te dă afară. Direct. Patru da, da, și așa. Niciodată nu poți să-ți contrazici profesorul, nici acum. Copiii da, da, noștri da, da, da. nu își pot contrazice profesorul. Da. Mai, mai, mai în urmă nu își puteau contrazice mai pe nimic, nici, bă, nici părinții, nici unchii, nici mătușile, nici pe în scara blocului, dacă erau mai bătrâni, adică nu aveai voie. Cum să faci da. asta? Dezbaterea este sănătoasă. Bun. O să învățăm și noi la un moment dat. Adică deja cu copiii mei. Și au, eu cred. Fem dezbatere, da? Cred. Da, Încercăm e. să ne argumentăm ideile. O să învățăm și chestiunea asta. Ne, mai, ne va mai lipsi pe urmă un singur lucru. Te rog. Să și concretizăm ceea ce dezbatem. <laughs> Să punem în practică. Suntem acum în etapa de dezvoltare a societății în care ne certăm mult, da, așa fără e. să facem nimic. Bă, din ce în ce mai mult. Urmează să ne certăm organizat da. și să ne ascultăm unii pe alții. Așa e. După care, dacă învățăm să și Asfaltăm, spre exemplu, da. sau să aducem gura de canal la nivelul șoselei, da. va fi o revoluție, așa este, mă, da. o majoră în această țară. Da, da. Mi se pare că nu, nu facem decât să ne îndepărtăm din ce ce mai tare unii de alții. Trist, trist din punctul meu de vedere, adică dezbătând. Când, din potrivă, după părerea mea, dezbaterea ar trebui să apropie oamenii, adică ar trebui să mai lămurească niște chestiuni. Ori îmi întărește o opinie, ori din potrivă, mi-o schimbă. Eu fac un pas înainte, teoretic cel puțin, nu? Am șansa să fiu mai deștept cu o secundă, să zic așa, în urma unei dezbateri. Sigur, trebuie să mă apropie de tine, nu să mă îndepărtez. Să vorbești cu omul din fața ta este esențial. Să-l asculți, să... chiar dacă nu îi dai dreptate. Mamă, ce vorbă mare zis aici. Chiar dacă nu îi dai dreptate, poți să nu îi dai dreptate, așa cum el este liber să, să spună în principiu ce îi trece prin cap, respectând na, niște reguli sociale la fel și tu ești liber să nu îi dai crezare. Dar e bine să-l asculți. Este bine să-l asculți. E sănătos. Uite, de multe ori am ajuns la concluzia că, sau cel puțin în ultimii ani, am ajuns la concluzia că agresivitatea unora vine în primul și în primul rând din faptul că se simt neascultați. Și atunci da. au tendința de a vorbi mai tare, da. mai apăsat, de a accentua și mai mult. Am și o senzație asta. E ca și atunci când un om încearcă să spună ceva ce crede el că e important într-o piață și nimeni nu-l bagă în seamă. Da, începe să ridice tonul. Începe să urle, de-a dreptul. Sigur, sigur. Și dacă cel puțin altă persoană din acea piață o să se oprească și să ce vrei să spui? ok, hai că din punctul meu de vedere nu e așa, nu e ok. Da, hai să vedem ce zici. hai da să vedem ce zici. Da, te ascult. Îmi... Să, să te... Cu siguranță nu o să mai țipe în primul rând. Da, da, da. Deci nu va mai fi un om care țipă într-o piață, ci vor fi doi oameni care stau de vorbă. Fiecare cu părerea lui, fiecare cu poziția lui, ireconciliabile, de ne ajuns la un punct de intersecție. Dar nu o să se mai țipe în piața aia. În istoria Republica ați avut situații în care s-a mai, mai ridicat tonul de la diferențe de opinie? Uh, între noi cei patru sau între... Între comuni... în, în da, interiorul sigur, comunității, să zic așa. Sigur că da. Voi sunteți doar cei care duceți platforma în spate. Absolut. Sigur să ajungem că... și la latura la da. asta antreprenorială da. că sunt curios. Sigur că da. Au fost și momente în care au existat poziții față de subiecte din piața publică opuse și atunci am permis toate pozițiile. <laughs> asta am Sau toate opiniile. Asta e ce am promis de la bun început. Deci nu, nu am făcut decât să aplicăm ce spuneam mai devreme și s-a dovedit a fi un pe un câștig. Sigur că e un câștig. În, în, în primul rând, uite, nu știu dacă vreodată ai avut această experiență. Ți-a vorbit cineva extrem de agresiv, da? Da, sigur. Cu toții am trecut prin experiența asta, cred. Ți-a vorbit cineva extrem de agresiv. Încercați Încercați un lucru. Să-i răspundeți calm. Sigur. E cea mai bună opțiune. Încercați să-i răspundeți calm. O să vedeți că își temperează și el tonul. Sau spuneți-i, domnule, dar de ce țipi așa? Hai să vorbim... Cred că dacă ai zici de ce țipi, deja e pozitiv. Dar nu țip, domnule, eu. De unde ți s-a părut țip? Tu țip, tu ești inversiunea, tu ești încordat. Eu vorbeam foarte liniștit. Da, o să înceapă să vorbească liniștit. Probabil, e cel mai probabil că se va ajunge acolo. De curiozitate, avea vreo dintre voi Abilități antreprenoriale atunci când v-ați apucat de Republica? Păi, uh, în... hai să o luăm așa. Uh, Cristian Tudor Popescu a fondat un ziar, Gândul. Da. Deci răspunsul este Din da. punct de vedere al jurnalistului. Dar și antreprenorial. Și ei au fost la vremea respectivă niște antreprenori. Erau acționari în acel, în acea societate. Da, tu, de ce nu prea mi-l închipui pe Cristian Tudor Popescu pe la meeting de-astea cu... Habar, n-am echipe de vânzări diverse. e pe nu duceți-vă voi că eu știu treaba mea aici, eu fac alte lucruri. Este implicat activ, știe, ascultă, sigur înțelege. Că știe. Da. La fel, Alex Ivadaru, care a fost pe niște poziții de management. Pe Alex îl văd. Da. Ce presupuneau și, desigur, implicare. Acum sunt o chestiuni: management financiar, management uh, editorial, management de resurse umane. Sigur. Noi, cumva, am încercat să să ne, să ne, să ne luăm fiecare parte bună a fiecare, a fiecare uh, vârf pe care îl are în dezvoltarea sa și să le unim la un, la un loc. De fapt, asta a fost rețeta, rețeta republică, rețeta antreprenorială a uh -huh. Republică. Am învățat unii uh, de la alții. Dar n-am făcut decât și acolo să aplicăm bunul simț și, și, și onestitatea. În antreprenoriat, onestitatea este punctul central, bunul simț și onestitatea. Tu, în momentul în care promiți ceva, da. trebuie să livrezi. Dacă știi că nu ești în stare să livrezi, nu promite. Ăsta este un lucru pe care mulți antreprenori în această democrație tânără care e România da. nu îl știu. Și atunci se înhamă la niște chestiuni pe care ei nu le pot duce efectiv. Așa e. Uh, și ajung să facă lucrul neterminat, da. să-l facă mult mai prost decât au promis da. și să ai o piață așa antreprenorială în anumite zone da. cu astfel de probleme. De la, de la orice. Chiar și antreprenorii pe persoană fizică da? care nu se țin de ceea ce au promis. De termene de livrare, de cost, de calitatea lucrării, așa cum a fost agreată. Prin lucrare înțelegând orice. Sigur. De la... Parchetul din casă, și până la, nu știu, să -o, o numiți voi. Deci, seriozitatea e importantă, e crucială, este crucială. Ori, de multe ori în România nu întâlnești, nu, nu întâlnești, din păcate, din păcate, chestiunea asta. Merge și așa, e o sintagmă întâlnită. Lasă că iau eu și văd pe urmă, e o altă sintagmă întâlnită. Mă descurc. Vedem noi cum. Da. <laughs> o fi oare și că noi am lipsit de la lecția când trebuie să mai înveți să spui și nu? Că trebuie să ai o putere să zici, bă, nu pot. Sau... Eu cred că noi n-am avut lecția asta, așa cum n-am avut nici lecția întocmirii unui contract. În ce clasă din școala -am românească, am învățat noi -am prins -o. cum Eu să întocmește un contract. Da? N-am prins-o nici pasta cu spune nu, nici pasta asta cu întocmitul contractului și n-am prins nici lecția cu delegatul. E la fel de important. Iarăși este o chestiune extrem de importantă. Mai toți antreprenorii pe care am cunoscut și am cunoscut mulți în, în anii ăștia, mi-au spus că asta e una dintre, dintre marile probleme la început de drum. Faptul că au senzația că trebuie să controleze tot într-o companie. Până și, nu știu, cantitatea de detergent folosită de femeia de care face de curățenie, da, 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 da. Bun. La un moment dat, ajung în poziția în care, mai ales dacă au succes și compania se dezvoltă, crește exponențial, ajung în, în, în poziția în care își dau seama că nu mai pot și clachează, în care își dau seama că trebuie să stabilească niște priorități, în care își dau seama. Că da, au angajat niște oameni. Nu doar să le spună minut cu minut cum stânga, dreapta, chestiuni mici. Și da, dar avem 30 de ani în spate. Sunt mult sau, nu înseamnă mult sau puțin? Înseamnă extrem de puțin. Puțin. Extrem de puțin. Și cu toate astea, în ăștia 30 de ani, am evoluat fantastic de mult. Am evoluat fantastic de mult în zona privată. Din păcate, statul este departe. Secole în spate, iar așteptările mediului de business sunt mult mai mari și sunt firești. Până la urmă, sunt firești. Nu înțelege. Un antreprenor nu înțelege de ce în multe locuri ale statului român, în punctele de interacțiune, mai nevoie de ștampilă. Pentru ce? Uite, o poveste foarte interesantă. Un uh, tânăr antreprenor de succes pe care îl uh, cunoșteam de ceva vreme și cu care am stat de vorbă uh, recent. Vladimir Oane uh, e numele lui. Și el acum 10 ani a fost unul dintre primii români care au făcut un exit dintr-un startup de tehnologie. Uh -huh. Ajunsese compania atât de mare încât uh, și-a mutat, avea 20 ceva de ani, uh -huh. și-a mutat cartierul general în Statele Unite. Pentru că ai nevoie de acea entitate juridică ca să faci business cu cei din Statele Unite, o piață imensă. Și au făcut și selecție, și-au ales un un CEO american. Un CEO care era de două ori mai în vârstă decât el, ownerul companiei. Și la un moment dat aveau niște facturi. Deci asta a ajuns ca discuție într-un meeting al lor, al bordului companiei respective. Aveau niște facturi care dintr-un motiv sau altul nu puteau fi plătite pentru că lipsea o ștampilă de pe factură. Și americanul, ce o americanul înțelegea? What is ștampila? I-a explicat ăștia sau chinuit jumătate. Când a înțeles, americanul zice: "Deci E, e o chestie care are niște cerneală, scrie numele companiei noastre și trei pusă pe foaia aia. Și te zis, da. Da. Și a scos-o muciunga din gură, a rotunjit-o puțin, a scris numele companiei, a dat cu stilou așa pe ea și a pus-o pe foaia și a zis, ștampilă. Dosarul cu șină, cred că era complet necunoscut. Să mă iers, că îndrăznesc, da. Dosarul cu șină. Noi avem este... niște avem niște sensibilități pe care americanii nu o să le poată deci, avea dos, niciodată dosarul cușin, în momentul în care dosarul cu șină o să dispară total din această țară da eu cred că nu știu deci, se pot face filme SF în care să-ți imaginezi cum va funcționa România fără, fără dosar, dosar cu șină e ceva cu gândurile astea frumoase îți mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de astăzi Claudiu Uh, sigur că ar fi frumos să ne întâlnim mai des și să dezbatem mai mult, pentru că și eu cred cu tărie că, de fapt, aici e un mare secret și un mare câștig. Aș vrea să le reamintesc celor care ne ascultă să nu uite să se aboneze la BT pe Apple Podcast, pe Google Podcast sau pe Spotify, pentru că, în mod cert, o să urmeze și alte episoade cel puțin la fel de interesante. Încă o dată, mersi din suflet Claudiu Pândaru pentru întâlnirea de azi. Am fost o bucurie.